Bună ziua, suntem la baltă la Căldăraru. Până acum le-am precopsit cu niște regine, cu niște cărjei care am mâncat pe la ora 9, cred că. Aici sunt mai mult alge pângăleată pe la mine. Să-l băgăm la acvariu. Uite mă ce-a tras la bambina asta, bă, Victorie. Astea sunt sculemele. Părăsim curând lacul, am zis să fac o filmare. Vă recomandăm să stați acasă cu încredere. Uite ce trage asta. Victorie, ce zice mă? Îi dăm o înțepătură? Așa, cu camera. Oh, că sunt borțe de alea, bă. În direct. Clopoțelul ăsta nu prea e recomandat. Se simte ușor, mă. Domnul Victor aici a prins ceva la... am dat la viermișori, nu e nicio socoteală. La mine căutați altă baltă. De încredere. E cu sacul de nada. E șmecherii pe ăla. Victorie, ia dat-o mă și la băi, ce ai luat tu pe la ora 9 încoa, nici cu de 10-11. Domnitor la flut aici. Mai sunt băieți pe aici pe baltă. La Căldăraru. Sunt domnul Victor Apes. Azi că și vinde pește. Îmi trage și o lipitoare. Bă, e frumos, bă. Cam câți zi. După tine, chile. Cam un kilogram. Un kilogram. Hai, un kilogram. Mai mult. Un kilogram. Frumos. Mergem și pe la domnul băi. Deci nu-i balta pe partea cealaltă. La vierme, la râm a atras pe curlige mai măricile. De... cât a fost Victor curlige? De 30. Vezi că ești direct, spune adevărul. Domnul e cu noi. Așa arată balta. Foarte multe sonori de la Brăscuțe. Nu, sunt pompe aici, după cum vede. Avem aici un partener, uitați-l. Mamă, ce înțepătură e, dar ai rupt firul, ce ai făcut? Ai vrut să-l prinzi în direct? Ce? L-ai luat? Aaa, dar trăsese, a? Te-ai grăbit și nu l-ai lăsat să întindă? De la ce dai, la viermișuri? La viermișuri, da. A, păi sistemul culisant, ăsta e cel mai bun. Ia nu se vedem și aici. Faceți dumneavoastră. Uite așa, și prindem frumos. Ia uite. Câți? 3. Câte 3? Băgăm 2 albi și unul roșu. Bun. Băgăm și aici o dată. Îi schimbăm că au murit. Și îi trebuie să miște. A avut o perioadă de vreo 2 ore jumătate când a tras. Da. Bine și acum mai rar, dimineața deloc. Și trebuie să vă treziți și mai târziu. Și trebuie să miște frumos. Ia să vedem, tot așa, mai băgăm încă unul. Ia cu mai mare. Aici da. Băgăm 4. Așa. După aceea. Opa. Așa. Hai să luăm foarte frumos. Băgăm niște momeală așa.
pregătită. Niște momeală pregătită. Aaa, înțeleg. Așa. Frumos. Și când vine și mănâncă, vede viermișorii chiar lângă el. Și facem așa. Am înțeles. Nu. Facem așa. Asta mi-a rupt și eu unul și din cauza aia mă supăr aici. Uite așa îi luăm. Zice foarte frumos. Uite așa. Uite așa. Un fel de mini bombă de. Și uite așa. Ha. Și el acum. Vine să ciugle. Acum cu novel, nu? Ia să surprindem și noi momentul ăsta de... Nu aruncăm departe. Dar i-ai pus opritor să lasezi în același loc? Pe mulinete? Nu, dacă am... Știi așa, dăm forța fizică. Uite, am înțeles. Asta este zonă. Întindem un pic firul. Hai să-l punem. Hai că mergem și la Costești. Nu mai stăm mult aici. A, mai stai o leacă, mai stai, până a trebuit. Mai stai. La plută. Puteți să ne arătați și nouă câți chile sunt? Da. A, chile, eu am luat 3-5. Încă rășel și deja. Ca să ne creadă lume. Da. Fluturași de ăștia. Păi da. Da. Mulțumim. Nu mai dăm la Costești colo. Păstrează, da. Că am înțeles că e și... Că e și... Vezi să nu călci în ciubul. În ciub. Că e și mult oblete. Să vedem și noi balta de acolo. Am muncit și eu ceva la Viorica. Am scris aici pe spate și pe laterale. Abia trebuie să strângem așa ușor. Ai început să strângi, da? Nu dacă un prieten îmi merge alternatorul și zice să-l ajutăm. Pe spate. Și pe aici și pe laterale. Gata, Victor, poți să pui tu o strânge așa. E mai mult de plajă. Mai mult de plajă. Dacă era apa curată, măcar făceam o baie. Cam dezamăgiți pescării. Asta e, alții au plecat mai devreme. Au fost mai inspirați, Victor. Cei care au plecat mai devreme. Au plecat la budea asta. Măcar iau o ștucă decât să... Eu o boarță, mai bine o ștuc. Cam așa arată balta. E greu pe căldura asta să fie la balta. Dimineața cel puțin n-a tras deloc. N-ai unde să te ascunzi. Vă recomandăm altceva. Sănătate și numai bine.